prieteni, și bine ați venit la un nou videoclip. Am văzut foarte multe, dar foarte multe comentarii. Simeon, scrie-i lui Jeff Ucigașul. Adică chiar au fost foarte multe mesaje, să înțelegeți, nu degeaba fac acest videoclip. Și am decis chiar acum să-i scriu, adică în momentul acesta, să nu lungim mult timpul și vorba, pentru că, na, haideți mai bine să-i scriem. Salut! Jeff, ok, am scris, apreciați chiar acum acest videoclip cu un like să văd dacă într-adevăr vă place și scrieți-mi despre aceasta în comentarii, scrieți-mi cui ați mai dori să îi scriu, să-i dau mesaje. Până ce Jeff Ucigașul nu răspunde, nici măcar nu a citit, dar îmi arată că este online și iată că a citit. Hei, te cunosc de undeva. Prieteni, stați așa. M-am dat puțin mai la o parte ca voi să vedeți mai bine, să am loc aici unde să pun conversația. Și haideți să citim ce a scris. Hei, eu te cunosc de undeva. Cine ești? Oare să mă țină minte Jeff Ucigașul pe mine? Simeon Tomiță. Bă, nu cred să mă țină minte, a trecut foarte mult timp de când l-am urmărit, de când am și vorbit cu el. Voi, dacă nu ați văzut videoclipul în care eu am fost după el, îl puteți vedea undeva aici, va apărea sus. Sau pe linkul din descriere, o să vă las și acolo. Iată, tastează din nou. Stau și mă gândesc, oare într-adevăr mă ține minte? Sau a spus și el așa la mișto? Deci tastează și tastează. Cred că îmi scrie foarte, foarte mult. Nu știu despre ce, ce să-mi scrie el atât de mult. Ca să înțelegeți, tastează de câteva secunde bune deja. Hopa! A, opa! Simeon Tomiță, îmi ești cunoscut. Bă, ești prost. Deci numele este cunoscut. Ok, da. Noi am mai vorbit acum ceva timp. Mă trec fiorii când îl văd ce îmi scrie, gen mă cunoaște, nu mă așteptam la așa ceva, m-a luat prea direct, să zic, prea repede. Vedem și de data aceasta ce o să-mi scrie. Stai, tu ești ăla care m-ai și urmărit? Băi! Și-a adus aminte, cred că... Băi, într-adevăr el mă ține minte, acum nu mai am nicio îndoială. Și-a adus aminte că eu l-am urmărit pe el. Wow, cât de tare! Haideți să-i scriu așa... Nu! I-am scris nu, dar nu știu dacă trebuia... Ba da, eu am fost la tine acasă. Și-a adus aminte că... Gata, el și-a adus aminte total, a fost și la mine acasă, dacă știți. Mamă! Ce să-i scriu acum? Hai să-i scriu așa, gen, nu este adevărat. Greșești. Sau de fapt, hai, da. Nu. Ok, lăs greșești, dar am să-i spun... Hai, pa, pentru că m-a speriat deja, știe că a fost la mine acasă și mie în grijă să nu vină pe geam, pe ușă, nu știu, să nu apară iarăși din nou la mine acasă. Ești nebun. Ce mă fac eu dacă vine chiar acum? Aștept să tastează iarăși. Sper totuși să nu cumva să vină din nou la mine acasă. Ai făcut cea mai mare greșeală că mi-ai scris. Băi, fraților,
Într-adevăr, mi se pare că am făcut o mare, mare greșeală, căci am scris din nou lui Jeff ucigașul. Nu trebuia. Ma... scuze... Jeff, te las. Mi se pare că nu o să mai pot scăpa de el deja, pentru că... i-am scris haipa și el îmi scrie că ai făcut o mare greșeală și acum îi spun te las, dar el, eu nu te las. Chiar acum sunt în casa prietenului tău? Voi veni și la tine? Adică, ce? Care prieten? Ce faci acolo? Cum adică este la prietenul meu? Care dintre ei? Mă rog, prieteni adevărați, n-aș spune că am foarte mulți, dar totuși stau pe gânduri acum și mă gândesc unde este anume, la care dintre prietenii mei? Mamă, ești nebun. Iarăși tastează, tastează de zi iarăși că scrie eseuri, nu știu ce scrie el acolo. Deja nici nu mi-arată că tastează, dar iată că am primit mesaj imediat, îți trimit un video. El m-a filmat înainte să îl... să îl ce? Să îl ce? Ce i-ai făcut? Te rog eu, încetează, scuză-mă. Mamă, mă și grăbesc să scriu dacă fac unele greșeli, să mă scuzați, dar... Băi, el spune că este la un prieten de-al meu și că nu știu ce i-a făcut. Dar eu, sincer să vă spun, mă gândesc la ce este mai rău. Iată că mi-a scris iarăși, nici nu am văzut. Până aici a fost. Așteaptă-mă! Ce? Adică? Până aici a fost. Așteaptă-mă. O să vină la mine acasă? Nu. Te rog. Lasă-mă în pace. Mamă... ce am făcut, de ce am scris? Te voi puncte, puncte, puncte? Ca și pe prietenul tău? În curând. Bă, ești prost? El vrea într-adevăr să vină la mine acasă să ce? Vrea să mă omoare, ce vrea să facă că nu înțeleg? Tot ce vreau eu să vă spun este să nu-i scrieți niciodată lui Jeff ucigașul, pentru că vedeți și singur ce se poate întâmpla. Este foarte, foarte periculos. Și acum am rămas și eu cu un semn de întrebare. Va veni la mine acasă oare? Sau nu? Pentru că chiar nu știu ce să mai cred. Ok, prieteni, cam atât cu videoclipul de astăzi. Noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Până atunci, ca de obicei, sănătate tuturor și toate cele bune. Pa! Prieteni, nu să vă vină să credeți ce s-a întâmplat. Au trecut aproape 10 minute. Eu deja am închis acest videoclip și am primit un videoclip de la Jeff Ucigașul. Yeah.
Dacă vă doriți continuarea acestui videoclip, prieteni, haideți să adunăm 15.000 de like-uri și chiar de acum o să încep să mă filmez în timp ce îi sun prietenului meu să văd ce s-a întâmplat, dar dacă nu vă răspunde, voi pleca chiar la el acasă. Noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Până atunci, ca de obicei, sănătate tuturor și toate cele bune. Sper de data aceasta să nu-mi scrie iarăși. Ne auzim. Pa!